În lucrul la Institutul Cantacuzino din probele trimise de la Botoșani, mai existau la nivelul datei la care vă fac această comunicare, deci 23.11.2009, 5 probe. Pentru statistică, putem prezenta că la ora actuală avem 119 cazuri de îmbolnăviri la nivelul județului Botoșani. Cazuri deosebite, un copil de un an, mama, medic primar la secția de boli infecțioase, un economist de la Spitalul Județean și un agent de poliție. Celelalte cazuri, elevi de la diverse școli sau grupuri școlare din municipiul Botoșani. Toate măsurile necesare și impuse de lege au fost luate pentru toate cazurile respective. În această săptămână ne așteptăm la lucruri bune. Sperăm noi să fim pregătiți atât cu personal prin aprobare de la Ministerul Sănătății de a angaja temporar la nivelul Spitalului Județean personal medical calificat, cât și o sumă consistentă, în jurul a 3,5 miliarde de lei noi, pentru dezinfectante, materiale de protecție, inclusiv măști, în situația în care vom avea nevoie de asemenea substanțe.